Bună și bine ați venit pe acest canal. Astăzi am pentru voi o comandă de la Sinsei și am aici punguța. Să știți că nu plănuiam să mai comand ceva, pentru că în ultima perioadă am încetat să mai plasez comenzi aiurea. Însă au avut foarte multe reduceri și am vrut să iau ceva pentru Marius. Și bineînțeles că mi-am luat și eu un articol. Haideți să desfac. Și m-am gândit că dacă tot fac unboxing-ul ăsta, să le unesc, pentru că mai am un unboxing de la Yves Rocher. Și m-am gândit că oricum ambele o să fie niște unboxing-uri destul de scurte. Două clipuri mai mici. Și o să le unesc într-unul ca să vedeți ce am luat de la Yves Rocher. Și o să încep cu o geacă pe care am luat-o pentru Marius. Și care sper să nu îi fie mare. Deși cred că este. Da, cu siguranță o să-i fie mare și îmi pare foarte, foarte rău. O să mă uit pe site să văd dacă o are pe altă culoare să-i o... Eu iau pe altă culoare, aș fi vrut-o pe negru, i-am luat în măsura L, pentru că manechinul care o avea geaca probată avea măsura M și mi s-a părut mie că e mult mai slab decât Marius, așa că, da, am luat-o L și asta pentru că nu mai avea M, din câte mi-aduc aminte. Cam așa arată, vine și cu buzunare, niște buzunare care nu au fermoar. Și a fost la reducere, la o super reducere, zic eu, la 50 de lei. Iată că vreau să o trag totuși pe mine eu, să-mi fac o idee dacă... Bine, Marius este mult mai mare decât mine, dar totuși este cam mare. Dar foarte, foarte faină este. Nu știu ce să zic. Îmi vine cam... Cred că o să aștept să vină el să o probeze, pentru că... Joi seară vine și el acasă, stă 10 zile, așa că o să vedem ce și cum. Mai departe i-am luat câteva perechi de pantaloni pentru casă și am luat două Bleu Maren, așa. Pantalonii ăștia Marius îi mai are, ăștia sunt în măsura M și vin foarte bine pentru că mai are exact același model, același material. Și au fost la 26 sau 28 de lei, ceea ce este minunat, un preț foarte, foarte bun și un material destul de bun. Sper să fie același material și să nu se scămoșeze, dar îi trebuiau pentru casă și pentru muncă. Și am luat două perechi, așa vine cu bata asta jos, lui așa îi plac pantalonii. Stai că mă uitam și la rochița care am luat-o, un material total... diferit față de ce credeam eu. Și am luat și o pereche pe gri, așa. El nu a vrut pe gri, eu am vrut pe gri, dar i-aș fi luat pe negru sau tot așa, dar parcă mi s-a părut prea ciudat să iau trei perechi în aceeași nuanță. Nu. Și am luat o pereche pe griul ăsta. Sper să-i placă și ăștia. Ăștia vin și cu un buzunar la spate. Și, a, și cei gri au buzunar la spate. Și cam asta am comandat pentru Marius. Haideți să vă arăt și ce mi-am luat eu. Practic mi-am luat o porcărie din câte văd. Nu-mi place. Adică nu știu, nu... Mă așteptam să fie un alt material. Mi-am luat rochița asta. Este în măsura S. Și este un roz fucsia. Dar poate o să o probez să o vedeți ce și cum. Cam așa vine. Da, deci chiar nu... Stați să mă uit mai bine la ea. Nu îmi place, cu siguranță o să o returnez. Poate o să o probez pentru voi să vedem ce și cum, dar nu îmi place. Chiar o să intru pe site și să... Bine, o să o probez. Poate pe cor vine mult mai frumos, dar nu îmi place, nu îmi place materialul. Un material foarte, nu știu, ciudat. Cred că o să transpire în asta groaznic. Da, nu îmi place, clar. Ea e frumoasă ca și nuanță. Mie îmi place nuanța asta, dar nu materialul ăsta și nu. Clar nu. Da, cam asta am luat eu de pe Sinsei. Sper din suflet să vă fi plăcut. Vă las pe mai departe cu cumpărăturile mele de la Yves Rocher. V-am zis, nu am avut mari cumpărături. Dar dacă tot am plasat o comandă, am zis să vă arăt și vouă, pentru că știu foarte mult, știu că vă plăcea foarte mult unboxing-urile mele din trecut, de la Yves Rocher, pe vremea când făceam foarte, foarte multe comenzi la ei. Na, vremurile s-au schimbat și eu m-am schimbat și nu mai facem atât de multe comenzi la Yves Rocher.
Vă pup, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Sper din suflet să reușesc să mai filmez pentru voi și în perioada următoare, pentru că în ultima perioadă nu prea am filmat, dar o să vedem, nu promit nimic. Vă pup și vă doresc vizionare plăcută pe mai departe. La revedere! Nu știu cum o să fac unboxing-ul ăsta, pentru că este un unboxing mic și nu pot să fac doar... Nu pot să fac un clip special dedicat acestui unboxing. Mi-am făcut și unghiuțele cu ocazia asta, vi le arăt. Dar vreau neapărat să vă recomand, asta este de la Yves Rocher. Știu că vă plăceau foarte mult unboxing-urile de la Yves Rocher și mă gândesc să cumva să pun într-un alt clip ce o să mai postez eu, pentru că v-am zis, este un unboxing destul de mic. Dar haideți să-i dăm drumul. Aici am facturica. 259 de lei a fost toată afacerea asta. Aici am o altă cutiuță. Haideți să o scot. Să vedem cum reușesc. O să vă arăt că am un set aici. Și să vă arăt și cadourile pe care le-am primit la comanda asta. Mi-am ales crema asta... de picioare, dar nu înțeleg de ce mi-a dat de picioare, pentru că eu am ales o cremă de mâini. Habar nu am. Da, mă rog, asta este. 75 de mililitri. Și mai am aici un parfumel la 30 de mililitri. Cam așa se numește, nu o să pronunț. Este un parfumel nou. Ia să vedem ce scrie aici, să vedem dacă este... Da, este o apă de parfum cu lavandă, din câte văd eu, așa. Să vedem și cum arată. Am văzut că parfumelul ăsta la 50 de mililitri era vreo 300 de lei, 250 de lei. Da, cam așa arată. O să vă vorbesc despre el, să mă gândesc dacă îl țin sau nu. Chiar nu știu. O să văd cum miroase. Îl pun aici, la loc în cutiuță. Și haideți să pun un pic pauză să vă arăt și ce set am comandat. Cam așa arată setul. Foarte, foarte drăguț. L-am comandat pentru a-l oferi cadou unei persoane de Paști. Și haideți să-l și desfac. Cam așa arată. Foarte drăguț, îmi place mult. Sper să-i placă și persoanei respective, căruia o să-i ofer. Mie îmi place mult parfumelul ăsta. Da, și cam așa arată. Da, cam atât. Cam asta am avut să vă arăt.